Noi suntem aici, acești tineri care nu suntem alineați nici unui partid politic, nici unui mișcări de eliberare sau de ceva, sau ocupare națională. Am venit aici nu ca să protestăm, ca să-l facem pe Sergiu un erou, care ar trebui să ducă lupta împotriva justiției la un nou nivel în țară, care ar trebui să facă oamenii la protest. Sergiu doar a fost acel focar care ne-a arătat nouă că dacă noi vom mai răbda și dacă noi nu vom mai exercita presiune pe oamenii care stau în această clădire sau pe oamenii care stau în clădirele de mai sus, de la Curtea Supremă de Magistratură, atunci ei vor crede că totul merge bine și că ei își fac treaba așa cum trebuie. Atâta timp cât nu există presiune de ei, ei vor crede că totul este bine. Din acest motiv, am decis să exercităm acea presiune pe ei, să o facem apolitic, să o facem astfel ca să obținem dreptate nu doar în cazul lui Sergiu Voron, dar și în cazul la alte sute de tineri care au fost condamnați pe nedrept. Noi condamnăm justiția selectivă și dorim ca Sergiu Voron poate să nu fie eliberat de orice a făcut o oarecare încălcare, dar să fie tratat după lege, după încălcarea pe care a făcut-o. Sergiu Voloc este un tânăr actor care duce faima Republicii Moldova prin scurtmetrajele sale, prin filmele sale peste hotare. Acest om trebuie să fie înținut toate puterile aici în Moldova. El este una dintre puținele respirații care le mai are cinematografia din Moldova. Dar noi îi închidem. Așa nu se face. Jos justiția selectivă! Jos justiția selectivă! Jos justiția selectivă!